Dragon. Cine ești, mă, Rambo? Da. Vezi că ți-ai prins cordeluța ca Coca Andronescu în Tanța și Costel? Ce Tanța și Costel, bă? Sunt Rambo, Rambo și Costel. Ăsta numai Rambo. Rambo, trebuie să ai mentalitatea unui profesionist, bă, adică al lui Rambo. Dacă mentalitatea îi spune creierului că e profesionist, atunci și creierul transmite corpul, adică mâinii profesionalist și atunci tragi ca la meserie, mă. Înțeles. Nu te arunca, bău bălții. Trebuie mai întâi să te învăț tehnica de ochire. Lasă-mă, bă, cu tehnica. Avem timp să pierdem timpul cu tehnica. Mentalul-i totul, Chiorete, mentalul-i totul. Fii atent, aceea cum îți zic. Bârlane! Să moară calul alta. Păi ce faci, mă, nu mai ești Rambo? Nu mai, bă, că tot mă confunda lumea cu Coca Andronescu, cu astea, azi, că nu mai. Și plus că Rambo nu-i personaj real, mă. Nu era real, că de-aia și nu lucrează subconștientul. Rambo era, de fapt, Stallone, mă, că la nu știe să tragă cu arcul, ăla trage de fiare. E slab, a tras cu arcul, era foarte slab. Și am zis atunci să creez un personaj legendar, vă, să mă iau după Robin Hood, că l-a fost adevărat, a rămas în istorie. Cel mai bun arcaș al tuturor tipurilor. Și atunci mă fac eu arcaș, știi? Să iau un coarcu, adică... Am înțeles, da. Deci... Subconștientul preia, mă, preia povestea, cum a fost ăla adevărat, îl trimite la creier, creierul îl trimite la mână, pac, a tras cu zigzag ca Robin Hood. Am înțeles, deci subconștientul. Da. Nu mai știi care e problema? Ne. Că la tine a preluat inconștientul. Bă, bombălții, Robin Hood nu trecea la iaz cu arcul, bă, să-mi puște rasele și vânătorii. Nu. El acționa în pădure, în pădurea Sherwood. În pădure, bă, e jabă, bă, deștept ești, bă, bine că mi-ai zis asta, mergem într-o pădure și exersăm acolo, mergem în pădure, uite, ia. Îl dai ție mărul ăsta? Ionazan, bun. Și ce să facă? Îl pui pe cap. Eu? Da. Și tu ce faci? Eu sunt Robin Hood. Eu țintesc și trebuie la țintă. Să vezi cum îl nimeresc și de la un kilometru. Bă, tu ești bătut în cap. Bă, tu ești în stare să nimeri dita ai ținta. Și nimeri măruțul ăla care e din ce în ce mai mic. Băi! În gură, dacă-l ții, nimeresc în vierme. Ia! Hai în pădure. Vezi că ai mâncat viermele, în ce mai tragi? Ia, ține-l în gură. Hai în pădure, de fapt. Hai, lasă cinta, ia mărul. Ce muțoată te prinde băiatul. Iuhu! Disperatule, că sunteți foarte bune. O să vă dea și vouă. Dar nu batoanele astea sunt cauza disperării mele. Dar ce? Varvara! Iar n-am putut să opresc în drumul ei spre președinte. Și nici apărătorul președintelui n-a reușit. Apărătorul? Da, apărătorul a tras două săgeți de întâmpinare și a nimic. A trecut peste, ca la Mărăcești, ca Ecaterina Teodoroiu. Apărătorul președintelui? Adică Chiorete? Nu știu cine e, că a tras de la distanță și nu l-am văzut. Dar dacă mă gândesc mai bine, cred că poate fi Chiorete, că ăla-i de la țară și știe cu arcul, că trăgea după ciori ca să apere recolta. Nu, că asta e razna, dar îi bag eu mințile în cap. Stai. Înainte să te duci, te rog eu mult de tot să nu-i spui că eu am făcut deducția asta logică, da? Nu-i spun, mamă, răbdare. Mașina, stai un pic. Măi, tot ești plină de praf, nu știu de unde. Praf? Încetezi? Deși n-ar trebui, ia de aici un baton. Păi ce-ți fac? Să-l mănânci, ca să fii supraviețuitor. Scrie pe el, Chiorule. Am înțeles, mă iubești, neînfricata mea. Și uite, tu ești aici? Da. Dar unde ar trebui să fiu, Marchescule? La pupăză, ca să-l aperi de Cupidon.
Care Cupidon? Că Cupidon e acelea cu mine. Sunt aceia, bă. Bine, momentan este deghizat în Robin Hood. Cu... Dar nu e o problemă la Hood, Hood, cu hâdâni. Cupidon în variantă feminină, Varvara, a luat un arc și vrea să-l săgeteze pe președinte. Să-mi trag una! Stai! Stai, voinicule, înainte să te duci, ia batonul ăsta. Să-ți poarte noroc și să te ajute să supraviețuiești în caz că ești atacat. Am înțeles. Mai stai puțin. Bă, unde v-a așezat toți, măi? Plin de praf pe cuvânt. Matiescule? Azi, bă, Matiescule, adă-vă și mie un bar de ăla, să pare și eu sărajul dracu, păi iaz. Îți explic eu mai târziu despre ce-i vorba. Băi, mă iei și pe mine, că eu știu să trag cu arcuț. Las că n-am nevoie, că eu-s Robin Hood acum. Mă dirigează karma lui Robin Hood și trag la fix. Auzi, n-ai cumva pe valiză vreo rochiță, ceva? De ce? Să te fac Lady Mary în a mea, bă. Hai, da. Hai să... Băi, stai, mă, unde ați umplut, mă, de să te sprindă praf tot? Am umblat. Treaba mea pe unde am umblat. Hai, cu-a! Ia uite, mă, eu eram plin de praf pe mână. Măi, Mărlane, așteaptă-mă că fiu acum. Stai pe loc, șarpe cu ochelari, că știu că tu ești apărătoarea lui Pupăză. Dacă mă nimerea una din alea două săgeți pe care le-ai tras, hă? Varvaro, te rog eu, nu-ți da doctoratul în prostie, că n-am fost eu. Dacă eram eu, ai fi simțit. Aiurea, ai vrut doar să mă intimidezi, ca să n-ajung la iubițelul meu. Dar ce să vezi, eu sunt panzer, pe mine nu mă oprește nimic, te-ai agitat de pomană. Și panzer? Ești dusă cu pluta, fetiță, eu nici măcar n-am fost în unitate. Am fost să verific batonele. Lasă pistolul în buzunar, că trag! Păi nebunul, eu n-am pistol. Sandiliu de Mărlanu are, că eu nu sunt eu plaza de corp al lui Pupăză. Nu ești. Și vezi că corpul ăla sexy pe care l-a pertu o să-l apăr eu, că mă ocup personal. Băi, termină cu prostiile și lasă arcul ăsta că ți-l fac guler, auzi? Nu las! Dă-i drumul! Ce-ai făcut, nebuno? Criminal. Nu e asta poziția corectă. Păi lasă-ți covine, treci în partea strălaltă. Dar nu a mea, a ta nu-i corectă. A mea nu-i corectă. Nu, trebuie să te apleci. Să mă... Da. Păi știu de treabă, pământ, și mai mult te apleci. Mai? Așa acum, e bine? E bine și acum te cambrezi. Așa. Tu crezi că eu se va, bă, tâmpitule? Ce-ți mă cambrezi pe mine, Maia? Am tehnologia Robin Hood. Eu mă cred Robin Hood, de la creier informația pleacă spre mână și, pac, trag într-un măr. Direct în măr trag. Pe care-i mărul? Unde-i mărul? În afară de ăsta care-i nuc și ăla care-i dud, restul e mer, bă, n-am cum să nu-mi meresc unul din toată livada asta. Fii atent la mine. Robin, transmite. Bă, mi-ai spart cauciuc. Nu e! Al, tu ai fost? Nu, nene. Săracu Chiorete, ce-om bun a fost. Țăran, țăran, da, bun. Ia, ce s-a întâmplat? Chiorete, e un accident de muncă, șeful. Exerța virul și... Accident de... Păi voi vă dați seama că dacă vine ea de la forțele de muncă, ne-au luat naiba pe toți, că n-ați avut protecție. Protecție? Protecție! Adică vestă antisăgeată. Există așa ceva? Păi dacă există vestă antiglos, trebuie să fie și vestă antisăgeată, că e strămoșul vestei... Da, încetați odată cu istoria vestelor! Că eu am omorât un coleg! Iartă-mă, prietene! Doamne, te rog de suflet, fă o minune, Doamne! Aoleu! Ce viu! Hai că te-ai ales cu un robocaf! Păi ești nebun? Ăsta chiar e baton dintre la de supraviețuire. Și nici măcar nu l-am mâncat. Păi da, zi și mie unul. Termină, dragă, cu prostiile. Numai de nutriție ți-ar de ție acum. Lasă că ție o să-ți luăm niște batoane calmante. Să nu mai tragi. Să omoare colegi. Exact. Vai.
Chioreta, ce ne bucurăm că te revedem. Da, că da. Dacă l-ar fi costat mormântarea... Taci, mai bine îți comand batoane de-astea de pe net de banii aia. Știi cât am plăsut pe tine? Cât? Oh, nu! Mărlane, tu ești? Eu sunt, bă, de ce trebuie? Și de ce te-ai îmbrăcat, bă, cu arachirița? Cum să mă îmbrăcă, bă, cu arachirița? Bă, toți sunteți bătuți în cap cu pluta, bă! Ăla că sunt Magda Catoane, ăla că sunt Gica Petrin, bă, sunteți, sunt îngerați, bă, nu vezi, sunt Cupido, ia uite, ia, pac, pac! Și Cupidon ăsta ce e? E un personaj real, nu? Păi e, bă, că m-am prins eu tot târziu, că la Rambo nu era, că era Stallone, ăla îl trage de trage de fiare. Robin Hood am aflat că și ăla e personaj de poveste și că pădurea Sherwood nu există, există pădurea Băneasa. Și atunci azi mă îmbrac în îngeraș, că am văzut-o pe Varvara, bă, că aia se crede îngerul Pupăză și când a pus mâna și a crezut, i-a transmis subconștientul direct la mână că înger și a tras cu tot chipul lovit. Mă gândesc că poate mi se întâmplă și mie la fel. Păi da, bă, dar aia iubește. Tu ești îndrăgostit de cineva? Da. Da? De cine? Bă, nu zice că de Crenguța. Fii atent că te rupe Pupăză. Bă, Jani, tu ești idiot, Crenguța-i fimea, bă. Și e venit la personaj. Bă, Matiescu, tu ești de bun la capă, dacă ne află tasul, ne toacă ca pe cârnaș, bă. Bă, trebuie să faci ceva să scap de concursul ăsta, bă, Chiorete. Eu-s praf la trascoargă. Eu-s praf și eu stau și mă gândesc să știu. Mă duc la magazia de armament, toate arcurile înăuntru, dau foc la magazia, arde arcurile și cu săgețile și nu mai avem procesul tehnologic pe care se face trage și am scăpat de concurs, bă. Doamne, prăjpăzește. Bă, tu te auzi ce tâmpenii poți să spui? Bă, unitatea ta, bă, tu ești ministrul la apărare. Cine crezi că o să răspunză, mă? Am altă idee genială. Nu dau foc în unitate, mă, dau în altă parte foc. Dar în orice altă parte decât în unitate. Și atunci o să mă duc să sting incendiu. Și datorită faptului că am stins incendiu, o să ajung erou național, bă, o să mă sărbătorească toată. Și plus că la un incendiu, când te-o să stingi, te arzi pe la mâini, te aia, și automat nu o să mai fiu nevoit să particip la concurs, că te arzi la mâini, sunt rănit. Nu, logic. Logic, logic, dar ai mare atenție ce faci. Să nu te arzi adevăratele, că tu față de sabotor n-ai? N-ai? Dar nu o să pun eu foc, bă, o să găsesc alb, bă. Să trăiți. Vorbeam de lup și mititerul la ușă. Zic, orașule, cu ce mai ajut? Ai idee cum se schimbă butelia aia la grătar? Și nu știu cu țărănism. Gând la gând cu bucurie. Ai venit la persoana potrivită. Hai cu mine să-ți arăt. Hai, ia-o. Și să nu uiți să strângi bine piulița. Eu strâng, dar cum știu că e strânsă bine? Pe o verifici, bă, deșteptule. Pui o brichetă sau un chibrit la piuliță și dacă iese flacără, înseamnă că nu-i strânsă bine. Cum, mă, profe, să dau foc la butelie? Păi nu bubuie aici, nu ne face praf? Bubuie în capul al tău de prostie, mă. Când te-ai la bucătărie și aprinzi aragazul, dai drumul la gaz și pui un chibrit, ce, bubuie? Nu. Bubuie. Păi nu bubuie. Așa verifici tu cu ăsta, da? Ne-am înțeles că gazul explodează, mă, numai când e într-o încăpere mică, o acumulare foarte mare de gaze, atunci bubuie, dar în rest nu. Și asta ce e, mă, prof? Nu e o încăpere mică? Asta e mare, un spațiu mare? Bă, fă cum îți zic eu pe răspunderea mea. Hai, dă-i drum, stai să ies. Gata. Din momentul ăsta, toate arcurile o să stea închise în magazie, că nu sunt de voi. E o minune că Chiorete, virgulă, e încă în viață. Să-i mulțumiți lui Dumnezeu! Mersi, Doamne! Doamne, și când mai ai puțin timp liber, mai fă o minune. Îndrăgostește-l pe Pupăză de mine, ca să nu rămână prima minune, singură că se plictise. Și poema de mine! Știu că-ți cer imposibilul, dar am încercat și eu.
Bă, Luca, te rog eu frumos, rezolvă cu butelia asta că m-a căpiat. Eu am stat toată viața la bloc, mă, la confort. E adevărat. Confort 2, dar tot confort. Nu sunt țăran cu butelii, cu sobe și cu din astea. Păi și eu sunt. Ne trebuie un țăran veritabil, ce să... Chiorete! A? Da, treaba, băieți, țiplă! Mulțumim mult de tot, șeful, dar vă rog eu frumos să nu se afle că ați rezolvat-o dumneavoastră. Că dacă află fetele, o să ne creadă ultimii pămpălăi. Și papa relații, vă rog eu. Doi, rămâneți datori. Trăiți! Ce face aici, șeful? Verificam dacă a strâns bine butelia, Ionita. Păi am strâns-o, da. Hai să o verificăm, mă, dacă e regulă. Ma. E regulă, mă, ești! Angel, fugiți după apă, mă! Ajutor, fugiți după apă! Ce prăstănaci! Și acum să ducem planul până la capăt. Aoleo, vai de capul vostru! Vai de... Bă, ce era să faceți? Voi vă dați seama? Sunteți inconștienți! Sunt... Noroc cu mârlanul, mă! Noroc cu mârlanul, mă, că a stins focul din fașă! Care din fașă? Din feșe, cam două! Ia auzi! Am ars la toate mâinile! Ce să... Singurul lucru de care îmi pare rău, bă, Pupăză, e concursul ăla de tir cu arcul, bă, la care mi-am dorit eu din tot sufletul să particip și m-am pregătit de greu. M-am pregătit de greu și îmi pare rău că nu mai pot să intru, dar n-am încotro, mă, n-am ce să... Soarta mea a fost potrivnică, Pupăză. Lasă, mă, nu mai fie așa amărât. Chiar te rog eu să stai liniștit pentru că am anulat concursul. L-am anulat pentru că mi s-a părut totuși că e prea periculos. E, dacă e periculos. E periculos, până la urmă, și, bă, și vouă, ce va veni, mă, să umblați voi, să schimbați voi butelia asta, mă, singur, mă? De ce n-ați apelat la Chiorete, mă? Că ăsta e de la țară, se pricepe la așa ceva, hă? Corect. Păi tocmai de-aia am și apelat. Dânsul a schimbat-o, nu noi. Ce? Așa, Chiorete? Da, șeful. Păi, tu ai eu verificat? Am schimbat și am verificat cu săpun cum se face. Dacă nu scapă gaz la piuliță. Nu scapă pii de gaz. Dar nu care cumva s-i trecut altul după mine să fie umblat la... Ia stai, șeful, păi cum cu săpun? Păi cu nu săpun? Se, păi nu se verifică cu bricheta, cum a verificat-o proful, maestru, aici de față. Opa, da. Proful, maestre... Aici, pe cum mine... Cum e vorbești? V-aș pune și o mică întrebare. Ceascăta să umblați după mine la butelie? Că acum pică mie fisa! Că asta ai vrut tot timpul, că doar ziceai ca să pui tu mâna ca să stingi un incendiu. Că... Aha! Aha! Ce mici, mă, că eu n-am umblat la nicio butelie. M-am uitat la ea, din am pus mâna, din am atins-o. Că nu puteam să o ating, că am plin de bășiți la ui, mă, în loc să mă apreciez, mă, că sunt un erou și tot să mă apreciez, mă, că am salvat unitatea. Să face statuie la intrarea unitatea, mă, când o trece de vilarea de 1 iunie, să mă tot ce ăla sunt, erou național. Și tu mă baci că sunt sabotor, mă, că am umblat eu, nu ți-e rușine, mă, Chiorete. Ba da, nu-i rușine, dar aș mai avea o singură întrebare. Sigur, sub feșele alea, mătăluță, ești ars? Adică cum adică? Dar, păi tu știi ce arsuri am, mă? Am arsuri de gradul 3, dar ce zic eu, 3, 4, dacă chiar 5, pe scara Richter. Aha. E belea? Eu zic să verificăm, șeful. Ce e așa, verificăm? Verifică. Nu mai, păi, n-ai ce să... Nici cu aerul nu pot să le ating, mă, că dacă vine aerul peste ele, mă seacă de dur. Ah, mici! Exact. Exact.
Că i-a adusesem pentru tălică, i-a adusesem pentru după concursul de tir. Da, acum dacă ești așa ars la mâini și ai aerul te deranjează, n-ai cum să mai pap tu mici, mă, cu mânuțele alea, cu care tu nu poți să apuci nimic ca micuța. Dar ce voi, eu mănânc mici cu mâinile, mănânc cu gura. Ce cu gura nu poți să apuc, că n-am de 16 pe la gură. Păi n-ai cum, că mici e fierbinci, când te-ai aplicat cu boticul la altul imediat, de tac. Nu, lasă, lasă, că vine Matescu, știi ce urmează după aia. Cabrează-te puțin și d-alea, nu. Yes. Dacă permiteți, eu zic să-i dăm jos feșele alea și facem în felul următor. Dacă pe mânuțele lui apare bășici, așa, care însemnează arsură de 3, 4, 5 pe scala Richter, atunci eu mă duc și vă transversez lacul dus întors. Și? Da, dacă el n-are bășici, cum eu bănuiesc, atunci el era care va traversa lacul dus întors. Ce mai terminat, mă, cu proste, bă, pupă să, eu dau, fac în masa de treabă, ce acum schimbăm concursul de oară-oară care cui să scoală, vine pe idee de concurs, ia uite ea. Durare, de ce v-ați trimis aici să mă tragă broastele la fund? Da, dar de ce ți-e frică, mă, Mărlane? Ori fie LGBT-istă, de-alea, de-ale tale, de trag la fund. Ce glume de Mărlan! Ziceți-mă, de ce v-ați trimis aici? Mărlane, stai, mă, liniștit, mă, că nu vrem noi să te mănânce broaștele, mă. Noi te-am trimis aici ca să putem să mâncăm noi toți micii liniștiți. De fapt, așa e adevărata pedeapsă pentru tine. Dar totuși ne-am gândit la tine, ți-am mai păstrat și un mic. Vrei să-l pap? Vreau, 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 vreau! Papă tot! Apleacă-te, 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 hai mai, 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 mai mult, așa, și acum cambrează-te. Mai, mai apleacă. Mai? Mai apleacă, mai, 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 mult, și acum cambrează-te. Matez, cum te găsește, dracii? Păi ce o să te, mă? Pianteta aceea, poziția asta, mă, trage, am eu tehnologia în vincare. N-ai cum cu nebunul ăla că râde ca, păi, ce să-i... Așa? Nu, mai atât. Ma, ma, așa, așa? Așa? Cambrează-te. Matescule, cu ce pe să râdă, mă, ăsta? Cât am plăsut pe tine? Cât? Bocitoare, mă, fac! Bună! Coate-ți alea! Nu pot să le ating! Mă, cu ce mâini? Hai, las că viv eu! Scuze, mi-a venit să râd!